În principiu, dacă vă simțiți lipsiți de energie, aveți nevoie de surse bune de proteine, de glucide, provenite din carbohidrați sănătoși și de alimente foarte bogate în vitamine și minerale. Proteinele ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Este cazul cărnii și a lactatelor. Toate aceste alimente trebuie preparate cât mai simplu, fără să fie prăjite și fără adaosuri. Dacă sunteți vegetarieni, surse excelente de proteine sunt nucile și semințele, soia și leguminoasele, mazărea, fasolea și năutul. Când sunteți extenuați, glucoza e de vină, ea fiind combustibilul care dă energie. Așadar, este nevoie să realimentați cu carbohidrați. Cei mai buni sunt cei complexi, numiți astfel, fiindcă alimentarea cu energie se face lent ca să nu aveți scăderi bruște de energie la scurt timp după masă. Fructele, legumele, orezul integral, fulgi de ovăz ajută la revigorarea organismului. Vitaminele și mineralele sunt importante, iar pe lista celor care ajută la energizare se află vitamina C și dintre minerale zincul. Acestea împreună contribuie de asemenea la sporirea rezistenței naturale, vă feresc de boli și atenuează stările inflamatorii, frecvent provocate de căderile de energie. Cele mai bune surse de vitamina C sunt citricele, iar conținut crescut de zinc găsiți în cereale integrale, verdețuri, soia, carne de vită, gălbenuș de ou și ardei iute. De asemenea, nu săriți peste micul dejun, cea mai importantă masă a zilei. Consumați apă și ceaiuri naturale, pentru că vă țin departe de deshidratare și de oboseală. Specialiștii recomandă consumul de alimente bogate în fier. Spanacul, ficatul de pui, carnea de vită sau brocoli se numără printre alimentele bogate în acest nutrient. Marele secret este salata de spanac, ce trebuie consumată la prânz pentru a beneficia de un somn liniștit și odihnitor.